mă duc și înțeleg că eu fac poză <laughs> pentru niște prostituate. Nu știam, nu ne activează și și, dar pentru mine, matrona Cristina, la 18 și 19 ani, când spuneam că eram cu minșoară tare, eu eram de genul, vai de mine, <laughs> și fac. Oamenii ăștia m-au plătit, eu trebuie să le fac pozele și îmi pare că, în nu, asta trebuie să red. Dar ideea că fiticanile chiar așa erau... Nu era... Nu ți imagina corpuri perfecte. Era așa. Și hai să ne faci mai slăbuți. Hai să nu știu ce, doamne, ne mânca sufletul cu, cu ședința și foto. Și de atunci mereu întrebam. Scopul. Scopul. Deci, vezi, cu noi avem și titlul care Ai, ai, ai. Dar poate să și ceva. Cum Cristina e tot de fășe poză la prostituate și-o cumpărat mașină. <laughs> Superb. Cuvântul cu care noi începem podcastul de azi. Ok, Cristina, când noi cu tine ultima dată ne-am văzut? Acum vreo trei ani în București? Yes. țin când minte, noi și făcut pe și tu erai tristă? <laughs> <laughs> Cum să zic, eram la o răscruce. Dar și tu, și mai mulți prieteni, hai vin la București, noi te așteptăm, noi îți dăm de lucru, noi nu știu și... Eu pe bune atunci mă gândeam, știi minte, ne-am uh -huh. întâlnit, întreb, ce să fac? Să vin sau să nu vin? Te amintești -am sau... Eu nu prea ne Eu să am minte modul numai. Tu m-ai încurajat atunci. Nu, Ei, dar pe eu altfel nu pot. <laughs> Și te văd din nou la Chișinău. Da, apropo, da. Dar tu deși ești la Chișinău? Pentru că am decis totuși să cumpăr apartament și cum când ai un apartament, o casă, undeva, să vezi cum hopa te liniștești și rădăcinile se așează. Tu și nu prea ți Apartamentul l-ai cumpărat din banii de monetizare la monolog? Ei, da, doamne! doamne. Deci erau niște bani în Interesant. Nu Trebuie pe Galben să-l întrebăm. 500 de mii de views, asta de fapt e 1000 de euro, cred că, din monetizare. A, Mhm. Da? Uh -huh. Asta dacă nu privești moldoveni, știi că uh -huh. la moldovenii, moldoveni no, nu, YouTube nu-i consideră de... <laughs> da. Eu n-am nimic împotrivă, eu nu am nevoie de bani pentru așa ceva Da Dar și să schimbă, e povestește, de, de la ultima întâlnire în a și a fost la tine, în afară de monolog, asta de am înțeles că e și -a. pe lângă de asta. De monolog, toți mă mai întrebi? <laughs> <laughs> Poate să fac glume. <laughs> Uh, bun, glumele ți apărțin, mm. eu nu le susțin. Bun, bon. uh, da, s-a întâmplat foarte mult în și în primul rând nu mai țin minte. Da, eram blond, eu țin minte că am făcut da, niște poze cu tine da. de la spate, lumea să ghecească. Eu ca tare <laughs> nu cu hype dar <laughs> e ca tu, tu în viața unei Cristine <laughs> apari cu hype. Toli, dai, sunt toli. <laughs> Bucurie. Blonde Și mm -hmm. da, mi-am schimbat ca oși care femeie Care vrea schimbări și face și la stilist Și spune, ceva. <laughs> Și mi-am schimbat și vizualul, să zicem așa Dar multe ce s-au schimbat aici Asta e cel mai important O, oh, și interesant Da, pe Iată. Cum cum crezi, care e primul lucru Care e ca cel mai vizibil din punctul tău de vedere Și mm -hmm. ai schimbat la tine aici am deschis ochii la oameni, la opa cea, da dar rozul nu-i roz. <laughs> Aici îți permite, pașul zahăr da de roz, pentru că, <laughs> pentru că rozul ăsta pe care l-am avut, nu m-am încurcat, Da, bine, am aflat atunci când, când a fost timp. Și sigur, atunci când realizez că nu toți oamenii îți vor binele și nu tu trebuie să vrei binele la toți și să faci da. pentru asta. E, desigur că e primordial să faci bine. Dar Sfi selectiv, că altfel te dispersezi în bucățele și nu rămâne nimic de tine, știi? Și eu cam, corect, cam asta. Corect înțeleg să adevărul cel mai crud care ți-a deschis ochii asta e că oamenii sunt diferiți, tipa, da? Sau m nu? Sau Hai cum ai zicem. formulat -o adevărul crud mm -hmm. care te-a marcat? Mm -hmm. Hai să zicem că nu e un secret că oamenii sunt diferiți, mm -hmm, da? Mm -hmm. Dar îmi pare că am mai spus-o undeva, că atunci când... Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din 10 oameni care privesc podcastul ăsta, nu s-a abonat. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai clic și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? am terminat clasa 12 și nu, eu îmi amintesc și locul în casă în care eram, gen mama spune, Cristina, hai te rog frumos, uite și ce te-am învățat, pentru că tu urmează, să pășești într-o viață matur și eu atunci nu am vrut să înțeleg și i-am spus, cum așa, tu și tăticul ați investit, ai a mi -mi interzic să zic mama și pentru că și dacă zic mama și tata, eu nu iubesc suficient, cred că, în fine, mămica și tăi tăi, cu ambii mi-au spus că hai, uite și te învățat, asta cum, asta am înțeles-o un pic mai târziu, atunci când, au forțat așa soarta. Din mai multe părți, nu a fost doar un eveniment, o multitudine, un amalgam. Mai dai în bară, dezamăgești și tu pe cineva și înțelegi că, ai de mine, dar stai un pic, dar trebuie un pic mai atent, dar în același timp să, să nu -ți chiar pese în unele cazuri. Deci maturitatea la pachet cu toate ei frumoase și mai puțin frumoase. Mai degrabă aș spune la pachet cu 30 de ani în calendar. <laughs> nu? <laughs> nu? i sunt. ia ca ei sunt. Și nu i sunt. Dar și e ok așa de vorbit de vârstă? Da, nu e și problemă. punctul meu de vedere n -n e ok, nu? Adică... N-am niciun stres. Tot eu am făcut așa un, atâtea postări despre 30 meu că dacă cu o lună înainte de 30 avem mandraș, tremuram și vorbeam cu prietena mea care e mai mică cu două luni și zici, tu ți imaginezi că 30? Când a venit 30 ăsta, zic, nu știu, și ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. exact. Eu am observat cu 30 de ani, tot după 30 s-a schimbat radical. Eu aici ieșit mai tânăr decât la 24, 23, mi-am amintesc. Eu la 23, 24 de ani mă îmbrăcam cu bunicuț. Pe E bune. Și nu mi-a spus nimeni să fac asta. Eu așa mă simțeam. Dacă continuam așa la 30, într-adevăr, eram să arăt mult mai trecut. Tu te așa la 23-24 pentru că, din educație sau de, de, ce, de ce, așa era? Eu nu știu de ce mi-am asumat un rol. Cu ce a fost legat? Mi-am asumat un era. rol de asta de nu, la casa ei, știi? Aha, nu, nu ieșeam în club uh, și avem prieteni cu care eu să fac nu, mă gândi, eu stau acasă și... Asta a fost o ochelarii roz, da? artida. da. nu, nu că nu, nu îmi dădea cineva voi. Eu singur, eu așa credem că da, acum, cum să fac asta? Să a tusești? La nevoie și la necesitate, dar cum? La ora? <laughs> și nu numai. <laughs>

Aha. El e vechi, uh -huh. de anul trecut. Uh -huh. Dar am înțeles că se lansează ceva nou anul ăsta. Uh -huh. Eu n-am fost anul trecut ca să fac comparații, dar în fine am înțeles. Sper să ajung, eu zi de asta eu pot, dacă n-am dispoziție sau nu vreau, poți să nu adică depinde. Așa. Hai, ne <coughs> mi place discuția asta despre mindset. Dar și provocări noi? după schimbarea mindset-ului. E că tu că s-a schimbat mintea, dar eu asta înțeleg, schimbă absolut toate viziunile, vrei nu vrei apar alte probleme. E cu și provocări te confrunți amun, care te frământă, de exemplu, sau te dor, sau nu le înțelegi, sau te deranjat, sau te mănânc. E clar lucru. Hai că zic, nu mă frământă zilnic și nu mă doare și nu știu ce, dar că tot ai menționat de vârstă, singura e de duș acuși, E menționat de vârstă, ai menționat de, nu știu mai, de chestii, de toți soviști. Și următoarea întrebare. Da când? copii? <laughs> Înțelegi? <laughs> ora, ora. Cum așa tu nu ești în rând cu, cu noi? Uh, sigur, asta este o întrebare a oamenilor cei mai apropiați, clar lucru, că părinții își doresc mm. de mult, ei de la 1024 își doresc. Uh, și societatea la fel observă o presiune oarecare. Și atunci când ajungi, și te întrebi asta. Eu vorbesc nu doar din punctul meu de vedere, mm. eu vorbesc și din punctul la mult. fete cu care am discutat și suntem în același punct. Că tu ajungi să nu mai înțelegi. Păi da, e trebuie copilul acesta acum. Eu am. Eu, personal, știu că eu sunt gata în orice moment și eu o să o mamă bună și eu știu, eu și acum am uh, foldere salvate cu informații despre cum să îngrijești înainte a, de a apariție. Și... Eu de mult, mie îmi place mm. chestia asta. Eu am fost alături de vireșoara mea de două săptămâni în care am, f -am participat, adică mm -hmm. eu cunosc. Mie nu mi-e strașnic. Dar te întreb, e timpul? Nu e timpul? Um, parcă nu simt că nu dar alții îmi zic, poate eu trebuie să deschid ochii și a ei, știi cum? Uh -huh. Sunt atâtea de multe presiuni uh, care vin din societate uh, având o vârstă anumită, cred că de asta unele și ascund vârsta, știi? Că uh -huh. Să nu înceapă presiunea anilor, știi? Uh -huh. uh -huh. Pe mine, dacă ai zis că ești dedus, eu n- am dedus, eu... adică pentru mine n-ar fi logic să întreb dacă tu ai copil sau nu și când ai. Mm, nu, tu ești din altă categorie, probabil. Da, Eu am întâlnit categorie. Miau. <laughs> 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 um, înțelegi, sunt oameni care îmi par foarte open-minded, dar tot sunt groa în tema asta, mm -hmm, știi? Mm -hmm. și... Pentru că ține mult de copilărie, de rădășini, de părinți. Știi de ce? Eu cred că sunt gladă pentru că, de regulă, presiunea vine de la și mai apropiați oameni, de unde nu te aștepți că trebuie să vină așa presiune, mm -hmm. știi? Bun, așa, interesant. Dar ce te-a făcut pe tine să te pregătești de asta? Eu nu știu dacă asta e instinct. Eu cred că da. spun că instinct. Poate. Eu știi, multe da. chestii le, le înțelegi după ce mm -hmm. treci prin ele, da? Mă mm -hmm. uh... Nu ți nu mă te rog, spune, nu spune. Că asta e perioada de testare, dacă ai ni înseamnă că Eu pur e prima etapă. Asta e cu mine, face parte din, mic, din mic copil. Ai tendința să ai grijă de alți oameni? Fără de asta nu, nu ai cum. Dar nu, e, e, așa sunt eu construită Eu știu că alții nu O, eu presupusesco o istorie pe care exact la tema asta, da, pe care eu am tratat o într-un fel și colega mea de la servici care este o persoană care poate să și pune limite. Eu mai nou pot, dar în anumite domenii. Dar ea este o persoană pe care nimeni nu poate deranja, dacă ea nu vrea, nu spune nu, uh -huh. nu e empatică cumva și nu zic că nu mi-dreg, tare bine o a, a, poate administra chestia asta la ea. Am avut mașina în service pe două zile. Și mi-am zis, măi, soare afară, minunat, hai cu trolebuzul. Eu sunt șofer de 10 ani și pentru mine eu am recunoscut că dacă nu eram cu transportul meu personal, eu nu eram să fiu activă, să am atâtea joburi deloc. Și uh, mi-am dat seama că zic, măi, decât să dau banii ăștia, eu mai bine pe taxiuri, eu mai bine, nu știu, în torn în bac, când uhum. revin la mașină, că e extrem de mult s o scumpit taxiurile. Și zic, la ce e bun dacă noi stăm în ambuteiaj? În ambuteiaj pot să stau și în mașina mea. Uhum. Eu mai bine mă duc uh, la trolebus. Ok. Atât de fascinată eram la început, că aveam loc la geam, eu nu mă așez niciodată pe scaune, las oamenii să care au nevoie. Eu stăteam, admiram Chișinău, vedeam locații pe care nu le vedeam de mașina mea, mai pe scurt, super. Iar când am ajuns în centru... <laughs> Deci, eu nu știu de ce, oamenii se apropie de mine, nu, nu că mă cunosc, oameni, băbuți mai des, uh -huh. care neapărat vor să întrebi ceva și de la întrebarea asta, jumătate de ce, stai și afli toată istoria ei. Iată, toată ziua, până seara, eu am avut discuții, în una doar am intervenit, când două băbuțe la fel, Vorbeau, una era pro-europeană, alta pro-Putin și s-a început acolo cu așa o nebunie, eu nu știam să ascult propaganda și așa m-am implicat, cum să mă scuzați și Ei, tot, vă ne v SSR, vă ne și mai pe scurt, cel puțin am încurajat femeia care e pro-europeană și care nu prea avea argumente în fața ei, că era dominantă așa.

Și când am ajuns la o stație, am zis că desmașez mă așez, să trag o gură de aer. Eu nu mă așez și o altă văbuță avea un liliac numai în mână, alb, și eu cu un buchet. Și se întoarce și zice, zi. da miroasă liliac tău. <laughs> cam ușa să-i Și <laughs> <laughs> zic, da, are miros. E că înainte și să începe de la flori, tu ajungi la câți copii are, câte să sunt surați, are, are nepoți și tare e norocoasă sunt surat și că au nepoți. Adică cumva, oricum eu susțin, poate am eu alte părieri, dar mm. nu constă fericirea în faptul că sunt surat și poate e surat, dar nu e fericit. Dar în fine, pentru femeie era important că fiorul lui sunt surat și are copii. Și eu, eu știu să-i ascult. Și la urmă și eu lumânări la, pentru tine la biserică, să spun, știi? Dar în același timp... Eu nu-ți pare că, că fost, asta e vârsta? Că a fost jurnalist. Nu, eu așa am fost și mai am grav înțeleg. am fost înainte și în perioada de studență. Asta e jurnalismul din mine. Eu mm -hmm. cumva scanez omul. Mi-mi place să, să ascult. Să ascult, să deduc. Da, hai să spunem, mi-mi place să citesc. Eu, pe Dostoevski, îl citesc mai, cum el descrie, cam așa el descrie, dar e că e frumos, e că îmi place. Da, e precar. Eu e puizant. cred că ei se bagă așa în vorbă din singurătate. Păi da, da, să și e puizant. Eu mi-am dat seama că eu nu n-o așa tătă ziua, tata ziua, eu n-am spot pot să trec plângă ăștia. Eu n-am eu as, măcar 10 minute, dar, dar, în 10 minute tu, eu nu reușesc să spună tot. Și... Ideea e bună, TikTok-uri să filmez cu dânsele idei bune, dar nu eu, 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 multe chestii din viața mea nu le filmez, eu, mm -hmm. care sunt activ și nu știu ce. Eu mult ce nu filmez. De, de doamne să am norocul, cineva dintr-o parte să mă filmeze într-un moment interesant din viața mea. De, eu nu filmez, eu am chestia asta la mine, telefonet și am venit aici, deodată l-am lăsat. Poate alții îl și-l pun pe masă. Eu, într-o parte, nu știu. Eu, la mine acolo sunt notate date despre tine. Da, tu mi-ai spus că dacă să am întrebări, să le ofer, dar tu cu timpul tău, așa, te dai, dai, dai. De dată la knockout, mă duci. De dată ai și făcut Da, pe parcurs. Eu, eu nu m-am pregătit sau chestii. Okay, eu pe parcurs, dacă o simt ceva mm -hmm. să te întreb, eu am să te întreb. Mm -hmm. Nu gândești. E bun asta. Nu gândesc, nu gândesc. Eu sunt tare relaxat. Uh, dar noi am intrat așa într-o zonă de discuție la mine e și scrie așa, foarte simplu. Deci, Cristina Eftodi, 27.800 urmăritori, brand manager la Rome Bio, în trecut marketing manager la Bemol, da? Tu ai lansat publicitatea și Nu, eu am venit după și tot trebuia. Dar special ați filmat-o sau <laughs> La 14 ani, scenariș prezentator la evenimente raionale, da, la 17 ani, da, fotograf, cu... da? Da, cu de 10 de la, lei. De la 15. fotograf din 2011, nu știu ce vârstă e Tot atunci a început să scrie blog. Oh, și a lucrat în presa moldovenească, editor șef Olfanul Lady. Mm -hmm. da? da, 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 redactor șef Olfan, după care O Lady, după care peste jumătate de ani dat și Olfanul. El de murise Sarmanu, dar el nu mi l -a dat și eu tot. <laughs> <Chiar laughs> Strigam că... resuscitare, vă rog. Eu săptămâna trecută filmas, am filmat cu pentru toți ceilalți care urmăresc nu săptămâna trecută, <laughs> <laughs> uh, filmat cu Gabriela Damir și eu am chemat-o pe post de instadivă și pentru mine tu tot ești în lista -divilor. Uh -huh. De aici apare întrebarea despre fake și pe Instagram și tot uh, um, efectul ăsta care îl produce Instagram-ul și tu ai zis că tu ești selectivă la și să publici. Oh, 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 oh da. Dar prima și... ce-mi să întreb. Cum definiști tu Insta Diva asta? O mm, fată frumoasă cu mulți followeri. Uh -huh. <laughs> e că mulțumesc. Au spus, unii am lucrat, ce fac și ni sunt. Și până la urmă, fată frumoasă. nu, da. Oh, Dar ce, ai văzut fetii fete urâte cu mulți followeri? Dar de ce? Da, stai leacă. De cum și frumusețea în ideea și... ta? Și urât în ideea ta. Stai leacă. <laughs> Eu pentru doamne, cineva poate să fiu foarte urât Și, stai, și asta e o okay. dracu din mine. Hai, Stai, 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 stai. stai. <laughs> um, pornit. am înțeles. Hai, hai. Prima, primul semnal de misoginism tău și, și da, eu, apropo, da. tot mă uit la unele podcast și le comentez. E actul, e, actuală, e Da, tu mă întrebat de ceva. Despre eu tare fake. Pot să... da. Despre fake. tu ești selectivă și, și anume tu alegi să nu publici pe Instagram. Uf, 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 chiar acum a fost, nu știu dacă ai văzut storiezurile mele de ultimele câteva zile. Nu știu, două, trei zile în urmă. Două, zile în urmă eu am postat că, uite, des să vorbim cu recomandări și într-adevăr eu sunt omul care, pe care minim, pe mine mă sună unii, cunoști, unii prieteni, cunoștinți care îmi spun ce ne poți să uh, recomanda în domeniul acela, ce de unde vin, de unde asta, de unde asta. Chiar și mă întreabă lumea, nu știu ce am postat, două ani în urmă, unde am fost, dacă ți minte, unde am... zic, da, țin minte, eu zic, ok. Eu scu recomandările. Uh, am avut o situație, eu am să zic ce am postat și o să revin, uh -huh. încerc uh, rapid să zic, dar e lungă și întortocheată. Mai scurt așa pe puncte. Unu, am zis, mai băieți din stories și fete, vă rog frumos, ea vreau, eu vreau să-mi spuneți voi mie, voi apreciați doar recomandările sau din partea mea o recomandare așa nu, într-un fel, dar eu nu vreau să vin cu antireclamă. În general, nu sunt eu persoana care să încep cu negativul. Oamenii știu, am avut niște situații negative din viața mea, în care n-am putut să nu le comentez. Dar, în general, eu nu sunt cu chestiile astea, cu ce au spus, cu da ce, da, asta nu-i bun, da, asta nu, bun, asta nu place, nu prea, nu vezi asta la mine. Și am zis că, uite, eu am o chestie pe care, un produs pe care eu nu vreau să-l recomand, nu pot să tac, uite, a, eram chiar la dilemă. Pentru că eu eram client, voiam să fiu client la un produs. S-a întâmplat așa că cu o cunoștință a postat o poză în care eu am scris un comentariu zic, de când vreau să încerc și cred că aici e momentul postarea ta e un semn. O că sunt, cumpăr și eu. Ei mă abordează precum că, uite, Cristina, drăiem nu știu câte acolo, zic, dar... Apartament în Chișinău. Nu, 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 produsele. <laughs> <laughs> uh, și zice, păi, gen barter și nu știu ce, zic, stați un pic, eu nu vreau să mă bag, uite, n-am testat, nu vreau să, așa le-am le -am simțit insistența, zic, eu nu vreau chestia asta. Zic, eu vreau să cumpăr, eu oricum eram să fiu client. Și zic, haideți, ei foarte insistenți, până la urmă zic, ok, hai, um, uite, eu uh, accept. Dar, în cazul în care nu-mi place și nu vreau să postez sau ceva, eu vă achit ca și un simplu client. Până la urmă, asta oricum nu-mi închide gura să zic că nu mi-a plăcut. Uh -huh. Dar, cumva, pe faptul că ei, așa, de mult îmi lăudau produs, eu credeam că o să fie bine. Bullshit, nu a fost bine. Dar, insistența era la fiecare două zile întrebări. Ați testat, ați testat, ați testat, uh -huh. dar asta era o chestie care trebuie să o testez în timp le-am spus, abordarea voastră e foarte... Eu, eu nu vreau să mă bag într-un angajament. Eu nu vă datoare cu nimic. Dați-mi voi să vă achit cât costă și nu costă ieftin. Și dați-mi pace. Eu pe bune, eu rar când scot din mine starea asta așa, așa arogantă cumva, dar când văd că omul insistă așa de tare e băgăcios, la revidere, eu așa și un prieten l-am scos, eram la o masă și am înțeles că, băi, toxic cum este, toxic, toxic, toxic. Într-un moment m-am sculat, m-am dus, zis deci, că nu vă spărați, N-am ni Și eu asta am putut asta în timp să o, o, o adaug <gâng> în mele. <situările mie. gâng> <gâng> <și gâng> și deci am avut o discuție, deci eu am postat întrebarea pentru urmăritorii mei dacă sunt ok ca să aibă și așa o rubrică cu ce nu recomand și m-am contactat și vreau să-ți spun că eu credeam că, că la prima secundă că am și le spun, dar voi deam și mă contactați, dar nu vreți să scriți, eu am să fac nici prin screen că eram și discuția a fost foarte profesionistă. În primul rând, eu ca PR, eu m-am bucurat că sunt oameni care pot aborda atât de... știi că un crisis manager. Uh -huh. O aborda foarte bine fata aceea și zic, ok, uite, hai, eu vă mai dau o șansă. Ok, apelez la următor. Poate mi primul produs nu, nu mi s-a potrivit. Eu încerc și a doilea. Dacă și dacă nu, mă scuzați, eu am să revin. Eu am promis uh, urmăritorilor mei și eu îi respect. Cum faci față stresului, anxietății și depresiei? Am pregătit un curs de psihologie cu Maxim Orândaș. Ai 27 de lecții cu durata totală de 10 ore. Toți doritorii care se înscriu acum la curs primesc cadou un e-book trusă de prim ajutor psihologic cu 66 de exerciții practice despre cum să elimini stresul, anxietatea și depresia în condiții casnice. Găsește linkul în descriere și înscrie-te acum la curs. Ai o reducere excepțională în calitate de spectator a podcastului Nota 2. Uh, poate e lungă istoria asta, până la urmă... Urmează să mai testez. Asta e poveste care încă nu s-a încheiat. Încă nu s-a încheiat, mm -hmm. dar mi-a scris cineva că a înțeles despre cine este vorba, așa ghicit, și mi-a spus că la fel a avut, așa situație și la fel n-a avut efect din produs. Și atunci, nu știu, o să mai încerc, dar. Cladi, Ok. să fie ceva wow. Ceea ce e că povestești tu, îmi place că eu când am analizat contul, eu întotdeauna analizez contul pentru a identifica formula bloggerului. Nu într o oarecare mm -hmm. fel, da? Și am observat la tine cum să rânduiesc postările și formula tot. E simplă și tu o și o repiazi. Recomandările tale funcționează. Primul rând, că ți să-ți place să faci în al doilea rând pentru că sinceri. vin colaborări. Și sincere. Nu, sincer, eu, asta dăm, da, e a ta personală. Da, adică, că, că, de exemplu, văd, la tine văd regulat Postări de la iesușă și de da, la o vinărie, da, două, mereu regulat. Și eu da. am înțeles că opa, aici sunt două colaborări, nice, da. și ele -s două categorii de uh, conținut la tine, regulat. Da. După asta tu ai un fel de recomandări de este așa cu niște întrebări, nici nu știu cum să le numesc, întrebări simple, naive, dar nu scâns naive, <gânt> E n găsit cuvântul potrivit. Ideea asta, cinci tuturor. probleme despre păr sau <laughs> chestii. Asta de mine, redactorul de la All Ladies, de la All Fun, mm -hmm. că nu, nu mai scoți. Mai mult no, da, decât it's, atât. It's nice. Eu revin pe blog. Mm -hmm. Eu pe blog n-am scris de patru ani. Eu revin pe un blog scris mm -hmm. care nu mai este în tendință acum. Blogurile nu se citesc se vizionează, poate, nu dar citesc nu se pentru citesc. că Hai la noi, hai, davai, pravdu, da. La noi blogurile nu se citesc pentru că nimeni nu scrie bloguri bune. Asta e tot. Blogurile se citesc, dar, stai, Nu am avut bloguri bune, dar de ce un încetat lumea să scrie? Nu, care au devenit divinitate? care sunt surat, care e ca chestii de astea familiare, vârsta. eu îi cunosc pe dar căzut totuși nu roz. se citea, nu nu se citea blogul, lumea nu mai dădea click să intre sau scrie CristinaEftodi.com și să uite ce am mai publicat. Chestia asta deja e pe Instagram, adică da, eu realizez, dar pe blog uh -huh. eu am găsit formula. Yeah, eu pe hai. blogul meu, Topuri. patru ani mi a trebuit ca să înțeleg ce aș publica și nu trebuie să intru pe Google Stats, și să mă uit că eu n-am publicat de patru ani, dar la mine într-una live sunt cititori pe articole generaliste, adică teme care nu streca anul ăsta și anul viitor. Uh, beauty, mm -hmm. beauty, da. da, e ca șapte mituri, am un articol șapte mituri despre epilarea cu laser. Uh, într-adevăr, nu le scriu eu din cap sau într-un intru pe unica.ro. Eu, unica. face, eu da? mă vorbesc cu, cu, specialiștii. Adică și stofa mea uh -huh. de jurnalist uneva vrea să fie gâdelit, da, <laughs> știi? Da, și eu, clar. eu, am să fac articole din De, de, acest gen. Da, și mi dor să scriu despre cărțile pe care le citesc. Pentru că eu le, le citesc și, și parcă vreau să mă împar Și nu, istorie asta e cât pot să scrii. Dar nu îmi place comentarii literare. Îndrească diriginta mea. Asta se numește, dacă profesional vorbind se numește evergreen content. conținut veșnic verde, uh -huh, uh -huh. care se citește constant. Da? Și el se ne de comportamentul, de etapa de informare a oamenilor când, intră, când caut soluții la anumite probleme. Dacă luăm medicina, de exemplu, că dureri de spate, de ce mă doare spatele? Și tu pui articolul, 10 cauze de ce te doare spatele. Dar îi faci un research, cu sursă, cu tot. Da, da. Fix pe celălalt mă Tu mi-ai dat tu. exemplu, este într-un podcast. Preciz, Sunt urmăritoare cu fidelă? Mereu, da. Pentru că e ușor, da. îmi vine, stă pe limbă, e exemplu dat. Uh -huh. O spate și de făcut. Dar tu ai zis că deși bloggerii au murit, pentru că bloggerii... Uh, fac titluri de astea, am lipsit de acasă trei zile. Tot data, da. Sau, uh, eu acum... Cine am... caută pe Google am lipsit de acasă trei zile ca să indexeze asta. Nu, nu că asta nu, e tema. Deja nu o să mai scrie, dar înțelegi că eu foarte mult am șters așa ceva, dar pe asta m-a călit. Apropo, uh -huh. din 2009 sunt blogger. Nu, din 2011 am trecut pe domen.com uh -huh. dar blogger de, de veteran. Veteran. <laughs> blogger veteran, asta e bun pentru thumbnail. Și <laughs> legat și cu fost vârsta. Acolo, da, păi, înțelegi, de 30 de ani veteran, să poate spus și. <laughs> <laughs> Twitter, a, și niște Twitter Tumblr... și mai... Am citit Postarea ta de mulțumire către polițist, că tatăl a fost da. polițist, da? Știu da, odată. eu chiar ieri, nici știi de ce, tăt. eram cu geamul deschis și așa am trecut într-o într intersecție pe lângă domnul cel roșcă racu, sărmanul obosit, stat în soare și... Vreau să-i spun, mulțumim pentru slujbă, dar nu știu eu cum asta să arăt și am trecut și am dus și am scris pe Facebook. Pentru că, într-adevăr, polițiștii au fost foarte bravi, au ținut ordine publică în frâu, nu s-au uitat cu foarte mulți foarte dește așa, că ne, ne mulțumiți că, vai, de mine, că nu poți să trec strada. Dar omul le-a dat două, trei săptămâni să vorbi despre asta, că o să fie închis orașul. Da. de libertate într-o oarecare măsură, dar nu sări calul. Nu, no, asta e mindset, iarăși. Dar dacă tu așa respecti mult uniforma și, iată, poliția și zici că tata a fost polițist de ce nu te-ai dus acolo? Am vrut. Ai vrut? În clasa 7 eu mă ducem la Academia de Poliție cu o altă prietenă, tot Cristina, uh -huh. tot fică de polițist. Așa. Noi să ne ducem, noi să... Dar cum se duc o fată ca mine care cu sportul a început să vorbească la pertu abia acum? Eu eram veșnic scoasă de la lecțiile de educație fizică. Eu fost o dansatoare, dar până la 16 ani. La 16 ani am avut o operație la spate și practic eu 2 ani n am putut pune mâini la spate și eram destul de limitat în acțiuni uh -huh. și cu sportul, deci nu, nu se permitea sport deloc. Și eu îmi zic, te la academie, trebuie acolo, tu, tu, știi, la mine o verișoară a fost și nu, nu a rezistat. A fost un an și un pic și nu a rezistat, pur și simplu, că e foarte, foarte greu psihologic și fizic. Te-ai dus, la, te la jurnalistică, da? Da, da, pe atunci eram fotograf și parcă îmi părea că se pupă una cu alta și s-a pupat un timp. Păi divorțat. Dar poate de spus că fiecare jurnalist, înainte de a deveni jurnalist, a vrut să fie polițist? <laughs> <Nu cred. laughs> Tu înțelegi? Eu, eu mă bucur foarte mult că la mine tata a fost mm -hmm. polițist, adică deja e la pensie, și mama medic. Într-o oarecare măsură, mă bucur, într-o oarecare măsură, eu repet, tata mm -hmm. polițist, mama medic. Adică, nu mânca și ea, mai întâi treci strada, uite în stânga, în dreapta, a fost, știi, destul de riguros. Ei, a fost vreo câțiva ani, după care. Uh -huh. Dar uh, diplomă de excelență eu deja la universitate, eu m-am ambiționat. Eu de genul vreau să fac și bani. Uh -huh. Și că lucram, uh -huh. eu le combinam făceam și bani și învățam bine. Și blog și activități încă e extra de este Tu la 23 ți-ai asumat viață de 40 de 18. La 18, da? Da, da, da. Eu, eu aveam o clicică la Ulim și mai ales colegii mei din paralel cei ruși. прям маленький террорист. Дет, так и ел мыр, он цик, а вем к мне экипамент. Я решил то, где я еще пила Боливарду Мерчичал Батрен Троям. Я лам фото, сдай сама еще я И мы на дела статив диста лунг, а ша, ши джант фэшн к ел, ши студенты лавули мерам, ши хопача, мердим. Ши ши фэшей я как, уни ты душей. Я вем, дичь, ну лукрам ла нунц, кума ну, дар лукрам reviste, reportaje, fiecare reportaj era achitat. 10, 15 dolari pentru 2011-2012. Nu că era mare avere, dar era ceva. Și dacă era mm. erai foarte economicoasă, ca mine, i când am strâns de o mașină, e prima mea mașină. Dar asta a fost cu, așa, limite drastice. Cafea îmi place, dar îmi beau cafea acasă pentru că m-am trimit din Italia, știi? Ai făcut reportaje care nu ți-au plăcut? Mm. Și le-ai acceptat doar din bani? Eu, știi, eu sunt, e că cel mai tare m-am temut când îți vin la tine că să mă întreb de chestii, care au fost cel mai sau... Și zic, oare să ne amintesc? Pentru că eu am mm. lapsuri uneori. Eu foarte, cu foarte mulți oameni am lucrat. Eu pot să zic una, nu din jurnalism, dar din perioada fo, foto. Mm -hmm. Eu am avut o situație în care mie nu mi s-a spus clar că eu am să fac poză dar pozele cele nu se meargă la rubrica noastră obișnuită, dar pentru panouri publicitare. Și eu atunci, la mei, 18-19 ani, nu-mi amintesc, eu uh, am ajuns într-un cabinet la care cumva uh, am unui brand autohton în uh, care pe minimul, a început a lua pe sus directorul și așa mai departe că eu n-am făcut pozele asta după toată ședința când am făcut pozele în calitate în înaltă, dar într-adevăr, pentru avem noi o rubrică, se numea Profession, pe All Fun. Fashion, tătii vedetele, tătii... Pe atunci nu erau influențeriți, dar aia era categoria de fete mm -hmm, pe care mm -hmm. le fotografiam. Și cu stil, cu diferite și am fost așa înștiințată. Ca să nu um, încarce mult pe site, fotografează inițial într-un format mai mic, da? Uh -huh. Nu, era pe atunci ro, nu știu cât acolo, și-am uitat multe din uh -huh. domeniul ăsta. Uh -huh. uh, și eu am fotografiat ca de fiecare dată. mine. nu mi s-a spus că poți lestea să te duc pe billboard-uri. Dar pe billboard, dragii mei, nu 15 dolari pentru o rubrică. Da, mă scuzați, mă angajați ca fotograf, uh -huh. eu așa mă chinui, mă nu știu ce, și aici eu gândit, facem și articol, cu, și, am spus, și folosim și pozele astea pe billboard-uri, și numai că nu le-au reușit. Și pentru că nu le-au reușit, dar nu mi-au spus asta, m-au luat sus pe acolo, dar eu am fost bravo și le-am spus dacă era să-mi spuneți, era să vă spun cât era scostie ședința foto, Nu știu, unde așa curaj pe atunci, dar m-am cu mine că am făcut așa chestii și am mai fost, cu siguranță am mai fost. Nu mi-am amintesc. Acum. Ok, bun. bun. Uh, revenim, stai, 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 că noi am deschis ah, idei. Vrei, vrei încă una, ți plac. Gava, davai, davai. Gavari. Davai. <laughs> uh, am avut așa o situație tot fotografiind, uh -huh. că pe mine de obicei mă sunau și îmi spuneau, vreau și din foto, în studio, nu știu ce. De obicei, eu nu prea mă cunoșteam cu toți oamenii, dar la mine apela oameni de peste tot. Mă sunat o domnișoară, îmi spune, iată, eu am luat salonul, foto, foto, studio foto, așa, de la ora asta până la ora asta, nu trebuie o poză, îmi spunea că dacă pot să editez bine, că are niște probleme acneice, nu știu ce. Da, nu fac, nu lucrez extrem de mult cu Photoshop-ul, dar pot ceva. Hai, mă duc și înțeleg că eu fac poză <laughs> pentru niște prostituate. Nu știam, nu ne activează și ce, dar pentru mine, Matroana, Cristina, la 18 și 19 ani, că spuneam că eram cu minșoară tare, eu eram de genul, de mine, <laughs> și fac. Oamenii ăștia m-au plătit, eu trebuie să le fac pozele și îmi pare că... nu, asta trebuie să răd. Dar ideea că fitișcanile chiar așa erau... Nu era... Nu-ți imagina corpuri perfecte. Erau așa. Mm -hmm. Mm -hmm. Și hai să ne faci mai slăbuți, hai să ne nu știu ce, doamne, ne mânca sufletul cu, cu ședința și foto. Și de atunci mereu întrebam, scopul. Am scopul. Înțeles. Deci, uh -huh. vezi, noi avem și titlul care o, Ai, 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 ai. <laughs> dar poate să mă și ceva. <laughs> Cum Cristina Eftodif și -o poză la prostituate și-o cumpărat mașină. <laughs>

Dar revenim la ideea de, și cum nu Nu, gata. Că... Tot e ceatcă. Așa așa, spunem titlul. Dar te rog frum... Scriu, viața, viața, de după monolog. Cum să faci? Asta până la monolog a fost. <laughs> Eu știu. Important e oamenii să privească. <laughs> Uite, uh, care diferența între marketer și jurnalism? De e ca aici e foarte bun subiect de discuție, apropo. Mm -hmm. Mulți jurnaliști îmi spun că tu dezinformezi în titlu. Păi eu nu dezinformez, eu captez atenție. Okay. Eu nu vreau să scriu un articol tare bun, cu un titlu levei, care îl citez 300 de oameni. Mm -hmm. Eu vreau să scriu un articol tare bun, cu un titlu prost, afighet bun, și să-l să citească 20.000 de oameni. Asta e toată diferența. Și eu niciodată cu jurnaliștii nu mă împac la modul ăsta de a scrie. Deși, pe de altă parte, la protevești lucrează jurnaliști? Eu am vrut să întreb. Tu depinde cu și jurnaliști ai vorbit? Da, pentru da. că noi avem jurnaliști și jurnaliști. Dar ești care scriu articole din banii de fonduri, care nici măcar nu știu ce înseamnă economie. <laughs> <laughs> eu asta tot arungă. știi? <laughs> uh, tu înțelegi că Direcțiile sunt diferite și cine face, hai mulți să zic că este un jurn jurnalism atunci când uh, vezi ce a mâncat și cu ce s-au otrăvit uh, numele cu tare, nu mai dau nume, că nu vreau da, să arunc un... vezi uh, ce a postat pe stories, vedeta mm -hmm. cu tare, dar...

să-ți spun. Eu m-am supărat sau nu te-am plăcut mm -hmm. sau nu știu ce sau nu te-am înțeles mm -hmm. atunci când ai căzut în gura internetului cu mm -hmm. o invitată. Iarăși nu-ți aminte numele. Dar sigur că... Ludmila o cheamă. Avocată. Mm -hmm. Dar sigur că ceea ce am auzit a fost, a fost grav. Adică eu nu mi-amintesc exact că asta. N-am văzut-o ieri. Nu știu când a fost mm -hmm. e, la doamna la tine. Dar cel puțin n-am înțeles, deși tu ai ajuns cumva să susți uh, discuția și Vrei aceea. să explic asta? Dacă poți, chiar te rog. Nu știu dacă tu ai mai Super. explicat, poate. Un primul lucru care e interesant, tu ai spus că ai căzut în gura internetului, da. nu am căzut. Ei, ok, te-am mâncat. O... -am, nu, 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 eu m-am ridicat la Băi, gura internetului. Ok, 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 hai să zicem. <laughs> Pentru că asta tot a fost gândit. De ce susțin... <laughs> Pentru că văd cum se propagă uh -huh. o idee foarte puternică și înrădăcinată, finanțată de sute, de mii de da, anual, și se propagă ideea că femeia prevalează și că bărbatul e nimeni. Și uh -huh. eu pur și simplu discutasem. Da, uh -huh. sunt multe, Eu nu vreau să intru în detalii, uh -huh. dar ea se propagă destul de bine. Și până la urmă uite eu și-am invitat o feministă la podcast. Da, mm. și ne-a tare. Da, nice, i-am dat voce, i-am da. dat voce. De ce acum o avocată uh -huh. care se ocupă cu cazuri de divorț în care uh, îți vătămați bărbații, uh -huh. deși e n-are voie să fie și părerea ei? Pentru că noi vorbim de democrație și așa se bagă tot în democrație. Democrație uh -huh. înseamnă să acceptăm pe toți cum sunt. Adică așa care bărbatul care iubește femeile să accepte și bărbatul care iubește bărbații. Da. Uh -huh. Acum, dacă noi acceptăm o femeie care Așa. luptă pentru drepturile feminine, de ce să nu acceptăm o femeie care apără bărbații de drășie femeilor? Pentru că îți păreri... Îți păreri... Acolo tema era alta. Eu sunt de acord că sunt încă femei, că acele, acele fructe. Uh -huh. Eu sunt de acord că uh -huh. s-a pus acceptă în ultimul timp. să nu, nu, <laughs> nu, eu eram să o spuși după ușă, dar pur și simplu e uh -huh. altă temă. Uh -huh. Să spui despre niște statistici, uh -huh. că nu mai sunt statisticile așa de mari de violență în familie, da. în mare parte fiind victime femei și asta statistici, asta nu-s toate femeile care declară. Adică nu tu tot -ai, de a, nu ai încredere în statistici deja. Eu n-am încredere într-o sursă. Zici, hai într-un sat să vezi ce se întâmplă. Eu am fost cu ONG-uri da, care făceau binefaceri mm. în sate. Adevărul că când eram fotograf, mm -hmm. vreo 10 ani în urmă, eu vedem ce se întâmplă. Știu. <coughs> și copii bătuți și femei bătute. Și Știu, nu toți făcut... avem rude care află prin sat să află, ia da, că o bate și, da, și mă duc departe. Chiar și în Chișinău sunt cazuri serioase, grave. Sunt foarte grave și eu nu susțin ideea asta. Dar eu susțin uh, pluralismul în opinie și în situații. Mm -hmm. Acum faptul că asta se întâmplă în primul rând jurnalistic vorbind. Eu nu mm -hmm. jurnalist. Și tot am fost criticat pe asta că eu fac jurnalism, dar nu sunt profesionist. Nu, eu nu jurnalist și nu vreau nici mă să cu jurnaliștii mm -hmm. din Moldova. Să fie clar. Iar de cele mari în curte. Da, dar da și tot jurnalismul care a fost până acum și a dat dovadă. Ei, și a dat dovadă. Hai că intrăm. Hai, exact, hai, că <laughs> Acum, eu nu cred într-o sursă. și jurnaliștii tru știu foarte bine că informațiile trebuie verificate din mai multe surse. Acum, dacă sursele sunt ONG-uri plătite din fonduri europene, asta e clar că e ok, e o sursă. Pentru că research-urile au fost făcute pe banii dintr-o direcție. Eu vreau mai multe research eu vreau individuale, eu vreau cazuri, situații clare, concrete, eu vreau în mai multe direcții. Dar din unii finanțări este, dar. Să vină, nu să nu știu, te... nu mă interesează. Eu pur și simplu provoc toți oamenii care, iată, lucrează din fonduri. Că... Nu, nu-i rău să-ți dorești da. asta, nu-i rău să-ți dorești. Totuși, am înțeles, tu ești sceptic, tu, Foarte per sceptic. general, ești sceptic. Mm -hmm. uh, Ți-am spus, nu, nu, nu te-am putut, te putut înțelege în, ca, ca și invitat, n-am putut să înțeleg, dar iarăși, are loc să fii, opinia este opinie da. și... Important să nu arunci Ok, asta e opinia de mea, să mea să pot să fii de acord spun. cu ea, dar deja când se operează da. cu statistici și chestii, da, impresia că într-adevăr știi o oh, ceva, dar da. ce e ce totuși spun statistici sau da. atunci. Apoi, eu și am încă două întrebări. Prima întrebare este că dacă noi avem 12.000 de cazuri oficiale în Moldova cu violență în familie, mai ales la adresa femeilor. E vorba. Mm -hmm. Violența în familie nu înseamnă numai violență la adresa femeilor. E clar, da? E clar, da, da. Acum, eu vreau să văd concret acțiuni care înlătură problemele este. Adică să fii un ONG care se ocupă cu problemele astea, mm -hmm. da? și să nu rezolvi cazurile, dar să vorbești despre ele, asta mm -hmm. e una. Asta mm -hmm. înseamnă că ONG-ul se ocupă cu PR, dar clar. nu cu soluționarea problemelor. Înțelegi? Uite, eu știu, am întâlnit-o pe doamna asta, eu am, îți spun cu lapsus, cu... Uh -huh. cu numele și asta anume din cauza profesiei mele în care am avut mulți oameni. Cred că uh -huh. și tu ai sau ai să o ai. <laughs> și nu mi-am numele, dar o mi-a făcut cunoștință cu doamna care a fost și la Titania podcast. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ea o povestit despre multe situații în care ei se implică nu doar cu ajutor, că ea spunea că uneori nu i doar că vii și doniezi ceva, bani, mâncare, haine, uh -huh. dar uh, psihologic în drumul copiii, în drumul soțul, același soț care devine ulterior om normal, se implică foarte mult, dar este un ONG... ONG deci nu este a statului sau... Eu știu. Și lucrează și cu a, zi pe nume. Am uitat cum se numește, doamne. Nu e nimic. Femeile e stat, mai uită. Dar nu mai e... Eu am chestia asta, eu chiar o am. asta e tipic pentru femei. mulțumesc. Măi, o să Dar mâncăm. Dar nu mine să... Să bea un gâdeap. Dar tu vezi, eu ne-am propus, cred că să bea câte un gâdeap atunci când eu vreau să spun ceva, dar da, nu mai mă bag. Eu am mai aflat după... Și, și pot spune eu, în general, revenind la întrebarea ta, eu pot spune că situația asta m-a făcut să mă dezvolt mai mult decât să mă spare sau să mă încheie. Ca orice lucru mai da. deranjant din viață. E foarte crută. Eu, Dar, eu am înțeles că spicalia dreaptă și e dreaptă. Uh -huh, uh -huh, asta e tot ce okay. trebuie. Dar, totodată am aflat situații care eu am identificat o groază de oameni. Și spicelești. Ei tot apar, apar. Că... Să nu par așa, că dacă și cineva mă critică, așa și numai așa care mă critică îă, vorbesc, da? Mm -hmm. Vine și din latura asta, vin oameni care spun, băi, vedem, tu ai dreptate. -n -n... Și -o fost situații, au fost, fost situații în care tot printr-un cunoscut erau două legături. Mioț două, da? Un jurnalist bun nu-și trădează sursele, da? Okay. <laughs> <laughs> nu e jurnalist, îi spun. Nu sunt jurnalist, dar vezi, eu vreau să promovesc că eu nu sunt jurnalist, dar știu mai gini, jurnalist, uh -huh. ca decât alții care sunt numesc jurnaliști, da? Uh -huh. Hai, hai, hai. Eu nu de tine vorbesc. Eu de și și eu nu jurnalist, așa că tot ok. Eu sunt curioasă ce îi spui. că există tot din organizații din este care se ocupă cu suport, da? Așa. La ei sunt psihologi da. La organizații. Așa. Pe iată, din psihologi, da? Sunt situații care confirmă că majoritatea cazurilor de violență în familie au fost provocate de femei. <laughs> Pânimași sau, eu știu, eu știu sau știu, eu știu Și sunt specialiști care confirmă asta. asta. Eu știu blea, ce, sunt. Știu ce Apă, zici. Deși eu sunt făcut prost că vorbesc despre asta, dacă realitatea noastră Pentru nu că... este unilaterală. Mm -mm. Provocarea asta, asta e o scuză. Provocarea nu din partea că femeia m-a provocat. Poate mm -hmm. și bărbatul a provocat o pe femeie și o drăsnit cu tigaia în cap și sunt nu știu ce altă mm -hmm. violență. Da? Mm -hmm. Eu aici nu fac apartenință de gen. Mm -hmm. Însăși, să mă provoaci pe mine, cineva, trebuie mult să da, Și după da. asta, eu nu-i trăsnesc în bot, dar eu îi pun frumos diplomatic în față, pe mm -hmm. masă. Înțelegi? Mm -hmm. Asta e depinde de inteligența emoțională fiecăruia. Deci, da. Come on, yeah, de on, Da. Despre inteligența emoțională vorbim, yeah. la sat, la, nu știu, unii, unii, spăturile social vulnerabile, aici e mai mare problema, să mm -hmm. zicem, da? Mm -hmm. Deci, trebuie cumpătare, răbdare. Și atunci. Și ce folos că m-au provocat? Asta e, eu nu știu dacă s-au mai abordat, dar e foarte evident că poți da exemplu ăsta când, când uh, spune un violator că ea m-a provocat că prăta a scurt. Mhm. Mm tu da, ești de acord? de acord cu asta? Că l a provocat și poate treaba nu, ei cu asta. Cu asta eu ei. nu sunt de acord, dar eu sunt de acord cu măsuri de prudență din partea femeilor. Iar ca aici, eu am să lupt până la urmă. Uite de exemplu, eu sper dacă știu. Că mă văd vecinii mei de peste perete, am niște vecini, uh -huh. chiriași, care stau alăturea și este violență în familie cu da. patru copii, e în violență mai mult verbală, dar am încercat să vorbesc cu ei o dată, două ori și iubitul meu și pur și simplu ei sunt un pic din altă categorie, cu dacă nu credeți în Dumnezeu, nu știu. Și zic omule, tu nu trebuie să urle așa de tare la, mm -hmm. la soția ta, dar în același timp eu aud și eu îi zic lui Dorian, zic, mm -hmm. uite, deci atât de tare să aud, nu poți... eu dimineața îmi beau cafeaua, ei încep să cert și eu pur și simplu ca așa tremur pentru că efectiv nu pot, nu pot să înțeleg cum stau patru copii acolo alături mm -hmm. și ei ceartă. Ideea că eu îi eu spunea lui Dorian, zic, uite, uite cum ea îl provoacă, într-adevăr ea, o, o voce, deci eu nu suportam sportam peste perete, atâta de înțelegi, într-adevăr provoca, dar eu mă gândeam la el. Ok, dacă ia poate ceva, nu e ok. Ea emoțional cu siguranță, nu e ok femeia aceea. Mm -hmm. Că nu iese, că nu lucrează, că stă cu copiii, cine știe, într adevăr cât Motivele e de greu. Da. Dar eu nu zic că e victimă. Eu mm -hmm. zic că păcat că nu apelează la cineva, să o ajute și nu nu înțelege, soția să se cup cu altceva. E mai că mai ușor vreau, decât te duci să rezolvi o problemă, Vreau să zic știi? că asta mă gândeam, de ce el nu iese? Nu iese. Pur și simplu sunt deci ea îl ceartă, face gălăgie, el înapoi și din asta e ca așa, ca așa avansează. Uh -huh. Pur și simplu, dacă vezi că nu poți, dacă vezi că și-o și ieși din piepini, ieși și lasă o să răcorească. Nu e tot așa ești logică? Dacă te bate, de ce ieșează? A, aici e altceva. Dar logica e așa Dar stai un pic, nu, 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 hai să zicem omul ăsta de ce rămâne și uh -huh. nu ies? că place, ah, hai! da tu așa, da la la la. Victima, înțelegi? Cristina. Victima, din partea cealaltă din care uh -huh. spui tu că de ce stă. Uh -huh. Victima, e tot, are un soi de, tu înțelegi că victime sunt care ajung să vadă că dacă el o ceartă, o nu știu ce mai face, el atrage atenția la dânsa, deci el simte ceva față de dânsa, da, tu înțelegi? Da, sigur. Că victima ajunge un pic cu psihicul deranjat. Da. el nu mai vede realitatea. Înțelegi? Da. Și atunci eu nu pot să zic că și mă duc să-i bat la ușă și să spun de ce nu ieși omule? Asta e viața lor până la urmă. Așa și ce se întâmplă că stau. Da. Eu nu le nu le, cum să zic dar tu nu le nu poți să faci asta. În asta. Da, da, eu înțeleg. Eu înțeleg și ideea e tare simplă. Uh, e că tu urmărești asta, da? Dar mm -hmm. direct să te implici nu poți am, pentru că e viața da. lor privată. Doar le-am sugerat da, că da. eu probabil că nici nu poliția, dar protecția copilului am să o chem. Uh -huh, uh -huh. Pentru că aici e un apartament la ei, un, apartament cu o cameră, respectiv eu înțeleg ce e Dar cheamă feministele. <laughs> Cheam, las duc cu ele acolo și... <laughs> de da, ce ai la feministele? Da, pentru că mănâncă numai la și pe comentarii. <laughs> e ca asta spui ca titlu. <laughs> dar eu nu zic. <laughs> Ideea e simplă. Ia ca eu urmărind așa, la mine vecinii sunt La mine vicinii am, am, de trei ori fine. pe zi, fac sex. Și eu aud asta. Ca la Cătălin Lungu? Și Ai văzut nu, am văzut. O chemat poliția. Pentru că au auzit, a, a, nu, nu spai, nu, nu. La trei din noapte, omul cheam poliția și poliția și că domnul Cătălin, dar de cine ați deranjat? Oamenii se jucau. Nu <laughs> Și tu el... niște ai, da? Da, eu i-am de ăștia, dar femeia nouă, dar ud numai bărbatul. Și de am o lună de când mă gândesc, dar poate ah. acolo e bărbat și bărbat. Ah. Dar poate e singur. Dar poate e singur. Ah. Nu știu. Dar, revenind la ideea asta cu cazul tău, cu vecinii tăi, e ca tu odată urmărești, a două, a treia, a patra. E constant. În viața uh -huh. ta, situațiile este constant să repetă, uh -huh. da? la un moment dat tu începi să te gândești, băi, păi dar și faci pe dâns și mereu? Adică dacă eu, după logica asta, dacă scenariul ăsta uh -huh. să repetă mereu un în cuplu, uh -huh. înseamnă că amândouă în părți acceptă scenariul și da. acceptă rolurile. Da, Înțelegi, sau Nu le place asta. Asta e necesitate psihologică, internă. Da, poate și de dereglat, poate mm. să nu fie suficientă empatie sau, cum este inteligență emoțională. Dar până la urmă, viața, e ca, eu încerc să înțeleg până unde e Până unde responsabilitatea socială limita asta și dintre a intra în, invada viața Ua. cuiva și a-i dicta lui viața, știi? Da. Așa cum ai zis și tu, de exemplu. Da, să mă duc eu să bat la om ușă, dar ideea că eu mă trezesc, ceartă asta și cu tot cuvințelul auzit uh -huh. și eu zic, mai oameni buni. Zic, eu nu știu de ce voiați să vă capul meu, dar asta nu okay. e ok. Sunt foarte mari uh -huh. și plâng copiii alături, dar ei mai departe ceartă la lor. Și azi, Asta pe mine m-a deranjat, că sunt acolo. Că dacă nu erau copii, eu eram de genul, nu știu, să bat, să zic că pe mine mă deranjează faptul cu e la voi. Dar nu eram, zic, deși o cerți pe soție, pe femeie și să, i țin parte ei sau lui. Eu n-am nicio treabă cu familia mm. asta. Eu doar vreau să mă trezesc cum de obicei mă trezesc cu dispoziție, dar nu cu... Și asta. Trebuie o casă mai scumpă. Sunt de acord. Îndurlești în casă de un milion. Am văzut. Nu, dar ei așa de tare strigă că n-ai cum să nu-i auzi. eu știu ce spui tu, știu. Și știi care e problema? Că eu uite-te, tu... Uh, blin, eu nu susțin chestia asta. Ei tot nu-mi place, înțelegi? Dar faptul că discutăm asta. din, de tema asta, mult trebuie. Eu consider că trebuie cât mai mult și cât mai specific de discutat, ca tot asta să sensibilizează, tocmai să doară, să responsabilizeze responsabilizează ce, oamenii. ce vreau să zic? e că oamenii ăștia niciodată sau poate să ajungă la asta, sper, de că n-am decât să mă bucur pentru oameni, dar niciodată ei până în, or, până în, momentul ăsta, cu siguranță nu au ajuns, să se așeze și zică, uite, eu simt că nu, nu știu, eu nu pot să-mi sentimentele, dar eu te simt pe tine detașat. Mm -hmm. Sau, uite, hai să comunicăm despre asta. Știi că am cum începe? Deci, comunicarea încep în, în fond. Nu, <laughs> Nu, nu, eu nu vreau să mă dar dau și el ai venit acasă și nu ți o dat în cap să iei flori? Nu, oh, 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 asta te-o poți spune în așa de diplomat mod, dar la asta trebuie să ajungi. Îți poți, vrei. Da, eu, în general cu certurile nu prea și mi mai comod poate pentru cineva e incomod să gândească, dar cum eu să formulez așa că să nu supăr, dar să-l provoc să discute. Mm -hmm. Dar asta e așa de productiv și de frumos, chiar dacă tu, băi, nu ești în toate bune, dar tu ajungi să discuți cu partenerul tău și e invers. Da. Fără tonuri, fără... Dar asta e că eu nu dau neapărat asta e exemplu. Asta e Oamenii care ajung tare. să se certe, ei trebuie să-și pună, dar ambii, ambii în același moment, trebuie să-și pună întrebarea asta, mai dar și facem noi incorect, ajungem ca Două, două, a, suntem oameni maturi, avem copii, dar tot ajungem să ne cățăim ca la școală. Eu pot spune spun că omul care se ceartă nu crede așa cum spui tu. El consideră că problema da? e în altcineva. Că el are dreptate. Păi da, da, da. Certurile apar acolo unde ambele eu... părți consideră că au dreptate și uh -huh. nu acceptă că amândoi greșesc. Da, da, sunt. -a asta e ideea. Foarte de acord, nu. Dom și subiect aici. Oh, da, da, Bine venit în lista neagră Ionelie Hadârca. <laughs> da, eu pe la că o iubesc, eu îi <laughs> laicuiesc, like te-ai păstări, eu la ce să mai spun să <laughs> Glumiesc. Nu, mă rog, de ce zici? O avut, eu m-am obținut să nu scriu și eu despre situația de care am pomenit anterior. Eu înțeleg, eu înțeleg. Dar, iată, mă bucur că am avut situația să vorbesc cu tine, că nu sunt, adică, dacă pot să vorbesc cu cineva personal, mm -hmm. atunci o fac. Eu ca și cu Instagram. Eu, sincer, și Instagram, și în viața reală, cine mă știe, mă știe. Bine, e mult mai reală, să zic, în viața uh, offline, mm. pentru că e mai mai Eu acum vorbesc uh, ce, așa cum nu mi-aș permite, de exemplu, să vorbesc la un alt interviu, sau chiar în, aceeași, în același story. Eu și, și pot vorbesc și în story, dar sunt situații în care eu chiar vreau să mă exprim curat românește, fără exagerări. Dar... Și așa șase reală, și așa reală, da? Uh -huh, uh -huh. Adică mie îmi place să fiu sinceră. Și mai ales cu oamenii cu care eu mă cunosc. Și ea cam ales întreb aici. Da, nu, e precum că asta trebuie așa. de mai discutat. Și eu cred că asta e unul din cărțile de vizită podcastului, discuții de genul, da. Uh -huh. Pentru că oamenii au văzut că ești spate de abordat, că ești și uh, asta e și subiect care sensibilizează uh -huh. tare și baza lui să produc multe discuții. E și un instrument de PR, discuția și subiectul dat. La cât de crud. Eu cum asta, uh -huh. crud vorbesc uh -huh. strict ca om de PR. Asta e subiectul pe care poți să ho-ho -oh, cât e, să capitalizezi din atenție. PR-ul e tare curta, e temă și eu cred că mulți nici nu înțeleg. Aici, dacă intrăm adânc în discuția, pe mulți o să înțeleagă PR managerii și specialiștii în PR ca, știi, ca... Mincinoși minciunoși ca uh, avocații diavolului. Mm -hmm. <laughs> Știi? Știi fel. că eu asta am înțeles -o în facultate, într-un fel că, o oh, oh, unde <laughs> am ajuns? <laughs> și în timp am înțeles că, da, nu chiar și în PR poți să lucrez. Um, cinstit. Adică, nu, dacă nu eu știu poți. că nu pot, nu, nu pot, poți, dar dacă eu știu că, hai să zic așa, dacă eu știu că eu nu pot să fac partea neagră, mm -hmm. nu neapărat neagră cu, cu cum își imaginează oamenii, cu, cu nu știu, cu consecințe grave, adică da. dacă nici ceva, eu la moment așa lucrez, da, nu, lucrez la baroate mari, pentru că acolo implică hype, hype da. Și, da, da. și eu nu mă bag acolo, că nu-i despre mine acolo și eu nu și pot. Acolo e tot nu numai bagat, dar e complicat de a naibă acolo. Înțelegi? Da. Da, să alt, altcineva să ocupe. Eu pot în partea însorită să lucrez. Și eu sunt ok. Acolo nu trebuie deci, cheltuieli la... mai mari, da? Depinde de dacă ai un produs cu care, sau produs, sau orice ce promovezi, dacă este onest, atunci da. Ia uite eu în domeniul meu, meu bio, că eu nici nu consider job, ăsta e lifestyle pentru mine. Eu știu ce produs, eu, eu, eu mă duc la lucru, eu nu sunt la să fac lucru. Da, ca, da, ca tare produsele bio șau au nevoie de PR mare, de o propagandă de asta pozitivă, că eu văd, de exemplu, multi businessuri care fac e, ca chestii bio, greu să mișcă că societatea nu e deprinsă. Trebuie din rădăcinat deprinderea de a consuma produse bio. Și că când e vorba de, de prindere la nivel de societate, asta e vorba de PR, de lucru da. concret cu audiența și de, la nivel de comportament. Acum, bun. Uh, și faci tu la romi bio. Hai să ieșim mai leacă din zona așa că și noi. Trebuie în partea parte însorită. Da. <laughs> da, da? <That> fac. <laughs> <laughs> t -t -t -t. Ce înseamnă la bio? Bio, bio? Eu nu descriu eu, De șase da. ani eu la Romi uh -huh, uh -huh. um, Am fost invitată la deschidere, era un... Era un depozit, nu, nu, nu depozit, era un oficiu aranjat așa subtil cu niște rafturi, ca și cum dacă va veni cineva din cliențe, va lua ceva produse, dar în general trebuia dar dacă să nu lucrăm... Nu, veni, nu, 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 trebuia să lucrăm să lucreze uh -huh. ei uh -huh. ca site cu livrare peste toată Moldova. Și am primit uh, invitația asta în câteva săptămâni, o lună, nu mai țin minte. Dar ideea e că atunci când m-au invitat, m-a apucat un cărcel și gen, aici, aici a toi te oprește, Eu nu știam pe atunci. M-a apucat un cărcel toată, toată lumea care era invitată. Nu erau foarte mulți, dar toți care erau invitați, toți uita la mine și cu mine. Dar eu mă durea degetul, m-a apucat cărcelul. Știi, știi Asta senzația? la eveniment de deschidere? Sau da, dar era modest, nu era cu scenă. un oficiu micuț. Dar te a apucat vreodată cărcelul, Știi și asta? Asta e grav. Asta ți ții tot tu, nacinii, măcar și președintele Americii jos la podea. <laughs> magneziu. aveți ceva cu magneziu, beți cu magneziu, că e problemă. Ei, pe atunci nu știam. Și cumva universul ne arată ca aici, tu este oprești mult. Și eu tare mă bucur că chiar și în perioada de la bemol, eu sâmbetele, că lucram foarte, deci bemol a fost armata mea, dar sâmbetele mă duceam la robe făceam strategii micuți, așa cum, și n-am lucrat niciodată cu buget pentru PR. Asta, mm -hmm. e, asta e cașmar pe arista. Nu avem bugete. Și pa, lucrăm asta din e rutina lui. Cum? <laughs> rutina piaristului. aristului să lucrez fără bugete. Da, <laughs> îmi pare rău. Dar bine, noi, noi vreau să zic că timp de șase ani, la noi când venea lumea știa doar de ulei de cocos, că e bun, dar pentru și e bun. Ce faceți cu uleiul de cocos? Prăjești cartofi, având diabet. Și am înțeles că tot secretul în comunicare. Mm -hmm. Site-ul trebuie încărcat cu multe informații, comunicare la nivel de, repet-o, de o mii de ori, că măcar la 10 să ajungă și tot e bine, știi? Mm -hmm. Și asta au fost de la, nu știu, la 60 de produse, acum sunt peste 300 de produse de, cu certificare bio pe care le portăm noi personal. Asta a fost mult muncă și acum oamenii vin și știu care e diferența dintre trifala și vaganda tot felul de denumiri. De eu nu sunt public. Și bun, nu o văz simplu, dar o văz integrat, fără gluten. <răș> înțelegi? Mm -hmm. Asta sună, sună, dar asta e, dacă te informezi și înțelegi cum să faci diferența, da. Și eu, apropo, vrei, nu vrei, fac consultații de estea chiar din diasporă, cei care au, au acces la aceste produse și se minunează, wow, după voi aveți și aceea și aceea, eu ce trebuie să mai, din Londra îmi scrie, eu trebuie să mai trec pe Moldova, să trec pe Moldova neapărat jumătate de, de magazin îl cumpăr. Și zic că asta e super, că noi pe loc, noi nu suntem mai departe de, de diaspora, de la cei mm -hmm. ce au acces diaspora, deja mm -hmm. nu mai trebuie diaspora să ne trimată nouă nu știu ce interesant ține. Noi cam tot avem și nu zic doar din noi, de Romain bio, zic în general că găsim... De piață, în, da? da mm -hmm. în diferite supermarketuri mari. <coughs> ba, dar proste avem deja. Cam asta este ideea eu ce fac? De la asta am pornit. Da, 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 da. <laughs> Eu mă ocup de partea de social media, eu sunt fața brand manager, Script eu sunt poster. fața, da. Eu sunt persoana care chiar și răspunde la unele răspunsuri. Sigur, eu direcționez spre site sau spre consultant, dar eu particip și în asta. Eu sunt persoana care răspunde pe la interviuri atunci când suntem invitați și chiar am avut noroc de unele interviuri. Fără comunicate buget. de presă scrie, da? Dacă uh, nu, nu, scris, nu, nu, da? nu, nu, dar cu tu ești agent, tu ești business. Dacă scrii, da. trebuie să plătești, buget lui. Da. Și avem noroc că am fost, chiar cu toate astea, am fost abordați, da? prezentându-ne logo sau prezentându-ne brand-ul. Asta e acceptabil și admirabil pentru așa uh, jurnaliști care pot să-și permită și așa tip de postări. Finanțate, desigur, că de, de, sigur, de mm -hmm. altcineva știe, erau, uh, de exemplu, o bancă finanțează o rubrică pe un site. Mm -hmm. Și rubrica asta își permite să, să dea nume liber publicitate să facă. Și uh, mă ocup și de logistică, eu sunt mâna dreapta directorului, importuri. E că chiar acum am în Vama, blocat un import, de fapt două, în, același, în aceeași mașină. E complicat doar pentru că noi avem toate, toate certificatele, doar că nu avem un certificat în original și în vamă nu îl primește în scan. Mm -hmm. Și 1 iunie, 2 iunie, weekendul, deci noi avem de așteptat până săptămâna viitoare și stresul e foarte, foarte mare. Dar și dar când te mai este. gândești că te întorci acasă și vecinii se ceartă? Ai, asta, asta nu e problemă, dar... Un pic uh. e, e interesant cu logistica asta. Dar mie îmi place asta, înțelegi? Uh. Mie asta îmi place. Da, eu înțeleg, înțeleg. Și asta vine din jurnalism. Adică eu am văzut așa o chestie, o tendință că mulți... Ajung în PR, încep mm -hmm. cu jurnalismul și ajung în PR, da? da? da. Este așa o tendință ce au să ne În PR ești cealaltă mai liber. În jurnalism... Da? Mai prea în uh... jurnalism, ești așa? <laughs> 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 nu știu, eu chiar nu știu. Eu în perioadă ce... Eu eram și tânără și eu... Am primit platforma estea cu așa o fericire că eu am cum să mă expun mm -hmm. și ca redactor, și ca jurnalist, și echipe, și nu știu ce. Eu n-am simțit asta, de ce spui tu, sau ce mai știu și eu. Mm -hmm. Eu chiar n-am simțit. Și dar eu mă știi. bucur. Eu știu, dar sigur, mm -hmm. când suntem în același chihineu, micuț. Dar, da, dar... uitați așa. Și nu întreb, nu, nu, eu nu, dar știu nu știi cum, Deam mă mă creez, mă creez, asta este. Dar ce am făcut da, eu da, acolo, știu. la mine era divertisment, la mine e minunat. Da. Eu cred că și e mai bun în general, Cale, pentru că cum nu mă atibaj într-o piață atât de mică, mm -hmm. cum nu mă atibaj pe o idee, e ca cum, de exemplu, m-am bagat eu cu toate discuțiile astea, mm -hmm. nu, e ca efectul e foarte simplu, activistele astea care au atitudini sau, mă rog, sunt feministe, ele intervin și ne anulează ni evenimente, știi? Și eu încep a înțelege. Legatura am ah, în avut. Intervievați care trebuie să vină la tine și nu vin sau ce? Nu mai este, da. Intervievați mereu min. să fie, da, altele. De exemplu, acolo unde că sunt anumite. Hai, un caz care l-am povestit și pe stories, uh -huh. Eram invitat la Cahuls, vorbesc despre libertatea de exprimare. Înțelegi? Uh -huh. Era un eveniment. Și eu l-am aprobat, zic, păi, mă rog, mă duc la Cahus, vorbesc cu tinerii, why not? Cam mai pe urmă, peste două zile, totul organizatorul spune că a fost ședință de bord acolo, că sunt niște uh, feministi de la organizație care semifinanțează sau finanțează evenimentul și nu sunt de acord cu speaker. speaker. Era de așteptat pentru că eu, pe de-o parte, public vorbesc despre asta și dacă uh -huh. ele se implică, minunat, ok. Dar pe de altă parte... Nu, da, dar cât de democrat femeile astea? Mm -hmm. Și cât de mult ele optează pentru valorile europene, dacă ele tot dictatură fac, selecții mm -hmm. de oameni? Pentru mine, democrația nu înseamnă selecții de oameni. Pentru mine, democrație înseamnă oameni tăți. Am egale. înțeles ce vrei să spui. Eu, sigur că nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar vreau să zic că depinde și tipul de format, asta, 1 doi. Mă gândesc eu Că nu mai este, că e personal. Format. Înțeleg că e personal, poate și, poate și personal, poate și nu, eu n-am de unde știu, doar că vreau să zic uh -huh. un lucru. Uneori, nu neapărat că nu-i democrație, dar poate, știi că există politică editorială, da? În format, da? Uh -huh. un format. Nu, noi da. Nu putem aici spunem, zbatem teme politici cu deputați. Aici, da. Aici putem să nu facem orice În sens că nu Normal, e politică da. Poate mm -hmm. nu, era, nu era Informat Sigur, înțeleg ce spui, că dacă ai mm -hmm. fost invitat se, se aștepta la tine acolo ceva Nu știu, poți nu să întreb la este. direct în mai lor, Dar nu vreau să întreb. Dar tine. uneori nu e lipsă de democrație Uneori chiar nu e informat Dar nu e vorba de lipsă de Eu acum când spun asta, eu vreau să spun că oamenii Care optează, pretind și reprezintă Anumite valori nu să de valorile astea. Mm -hmm. Eu la asta mă refer. Tu când spui da. că, bă, eu sunt alb, tu nu poți pari în fața altcuiva verde. Că tu ești alb și tu spui că ești alb. Înțelegi? Mm -hmm. Tu când spui că, bă, eu sunt ortodox, tu nu poți să cu Coranul în mână. Da. Înțelegi la ce mă refer? Tocmai eu. de asta îmi e mai ușor să spui că eu nu aparțin nimănui și pot da. să dai în învârșini. Să am pe da. Da. Până nu. și eu un în lichii, știi? <laughs> Cel mai ușor. Nu mai este, este cel mai greu. Este cel mai greu. Da, asta e calea eroului. Aha. <laughs> <laughs> ok, eroul. Da, să vedem cu ce termină toată povestea. Asta nu e interesant, ca bă. Dar e ca tu, ca specialist de PR, da, tu mult timp faci PR și jurnalism ai făcut. Mm -hmm. Cum pare produsul Nota 2 din, în piață din punct de vedere a pr și cum? Eu nu ți-am scris. Chiar din primul, primul podcast mm -hmm. cerit, mm -hmm. nu ți-am scris. Dar mă, nu știu ce... Nu ți-am scris, așa Nu, Nu știu, nu ți-am minte. Eu nu? foarte mult mă gândesc să scriu. Asta era... Ah, eu știu, eu ți-am minte și nu ți-am scris. Că te-ai enervat pe mine din cauza vocației, nu? Nu, e asta, mult după. Eu zic din primul podcast pe care l-am văzut. Apoi, și a doilea, dar din primul... Asta să fie ceva... Dar știu de ce nu ți-am scris. N-am vrut să mă grăbesc. Uh -huh. E că eu sunt așa, eu multe chestii, de asta e de perioadă, sunt tot viața așa am fost, multe chestii încerc să le analizez și nu mă grăbesc cu, cu uh -huh. a eticheta ceva sau a spune sau a nu știu ce. Și iată de ce nu ți-am scris. Dar eu de la început am înțeles că asta e ceva. Și desigur că... M

Voci, uh -huh. la mai multă lume. Să nu spună că eu... Că eu în momentul loc... cel eram urmăritor urmăr și eu vin uh -huh. aici cu... Vezi că e mai, mai complicat să vin, să ne amintesc exact tot ce s-a discutat și să vin cu proaspăt, da? Uh -huh. cu opinii proaspete. Dar e mai întrebat ce e misoginit. De deci, fapt, să știi ce e misoginit. Că da, fac glume despre femei sau și... Mm. N mi pare uneori că misoginismul poate fi și, dar poate științific nu este așa descris, uh -huh. dar eu zic, Poți fi și nu neapărat de, de sex, da? Uh -huh. Legat, de gen. dar, dar sigur e despre asta. Deci, când vine vorba despre feministe, tu așa că, tu deodată, eu, 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 prea mă tem de tine, <laughs> tu așa e serios tu ei... Pentru că doare tema Da, asta. înțeleg. Da, da. sau e că chiar instadiva și pentru tine, tu ai descris ca un misagin. Nu mai este eu că am descris ca un bărbat care iubește femeile, Cristina. Nu ce am te misogin. De când asta spui că... Când tu ai spus tot și... Cu ce mă ocup și ala? Și ce instadiv? Instadiv, setele frumoșele și... ce mi-ai spus acolo că... să urmăritori. Nu așa de mult la mine... 30 de mii și cu tine. 27 de mii Nu, aproape 30. După podcastul ăsta ai 30.

Pentru că extrem. să identificăm mijlocul. Uh -huh. Sigur că nu. Nu, vezi? Nu. Dar dacă vrei că da? Dar dacă e ca eu să așa, e ca eu nu, nu știu așa. cum sunt eu, de fapt uh -huh. faptul că nie, unii spectatori ne atașează eticheta de misogin, da. sexist, mai știu eu, că da. sunt multe cuvinte crutăi, contemporane, <laughs> mești din propaganda de vest. Așa, așa, așa. <laughs> okay. Așa. Bun, minunat. Dar eu, pentru mine, eu mă simt mult mai bine când m-am acceptat așa cum sunt. Eu nu vreau așa. să pretind să vorbesc cu tine pe placul tău, pentru mm -hmm. că tu ai în cap niște paie despre misoginism. Eu nu știu da. cu tine. Nu, vorbesc eu înțeleg, dar eu, înțeles? eu văd prea cum uiți la toată gramata și de dușmani prin mine, așa. E. Așa, așa. Eu cu mine sunt ok. Acum, mm -hmm. eu și pe tine nu te judic. No, da. Nu da. Nu-ți dictez cum trebuie să trăiești. Nu no, da. Eu cu tine, eu te-am invitat, eu discut cu tine. Și da. pornesc plăcere din discuție, știi? Așa. Acum, dar deși tu trebuie să mă înveți cum eu trebuie să gândesc. Așa. Înțelegi? Dar stai că era vorba ceva de genul că eu, eu, eu niciodată nu spun sau nu vin cu sfaturi. De, știi, dar ar trebui să faci asta. sau uh -huh. La tine era o întrebare. De tu genul... vin cu recomandări. Nu, nu, nu. Era întrebarea și am răspuns. Eu de -am o m-am uitat și vorbeam. Că știi cum l-am Despre misoginism. Da, da, da. Păi, sunt minte despre misoginism, dar cum a fost că tu m-ai întrebat ceva? Dar Vreau să te întreb cum pare din, din punct de vedere pe archiul pot podcastul ăsta vezi, dintr o parte. întrebat da, și eu da. ți-am spus cumva ce nu mi place. Eu. Am început cu negativul. Mm -hmm. Am început cu pozitiv, dar m-am oprit la misoginism și așa la tine lea că vleană deci tot pe mine mă cheamă, mă numesc așa, 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 pentru că asta astăzi... Trigiruiește uh, foarte mult în spațiul nostru mm -hmm, public mm -hmm. și online pentru că e ceva ce doare. Încă nu s-a ajuns în consens și mult timp a să ajungem la un consens să fie bărbații mai puțin misogini și femeile mai puțin... Cum asta se numește? Tupăie. Iată, tu acum! Formula curată a misoginizului! Poftim pe jocul ăsta! Doi metri sau câți Oh, eu provoc, eu știu, provoc. Știi, mă, sunt și e care o dălbit o temă în elev și până la urmă -așa, nu înțeles. <laughs> până la urmă elevii au cumpărat diploma. <laughs> Ca așa e la noi în Moldova. Oi, oh, oi, oh, 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 oh. <laughs> Pe de altă par. parte, după, după, scandalul ăsta, știi ce am observat eu, acum pe bune serios? Uh -huh. Eu am început să analizez și ce se întâmplă la noi în societate. Într-un magazin, de exemplu, că mă duc să ne niște plășinte, spunem, da? Băi, mă uit la... Sau în lină la mă undeva să comand ceva. Peste tot lucrează femei. Mm -hmm. Peste tot femei multe. Mm -hmm. Multe prea. Iar ca în deservire stare multe femei. Da. Pe de-o parte, spun, păi, real, na, societatea se ține pe femei. Adică, plin, nu deja bai sensibilă da. chestia asta. Da? E bărbatul. Da, da. Pe de altă parte... ce am răspund, nu, eu nu vreau nota să spun twoi. Eu nu vreau să spun Pur și simplu Pe de parte Pe de altă parte, înseamnă că nu le duci capul să crească mai sus Dacă stau Aha. la prelavă de Cum nu le duci cap? eu <laughs> nu a dus -o capul? Eu pe una am dus-o ca pe președință să devină Apoi -ce? una Ascultă da stai... Nu, nu luăm excepțiile Nu punem nota... la bază excepțiile Dar dar și să începem. Asta, ei orice care carte uh, în care îți se explică un pic legile feminismului și să înțelegi. Și foarte. Asta nu e ceva nou, și eu îmi spun că mult timp nu a fost acces la, la uh -huh. studii, -a și apoi când. Aici ai locul. Da, Că, sigur, bărbații au avut mai multă libertate, că nu era concediu paternal, dar era concediu maternal, numai și și. și. Multe chestii de este toți le cunosc, adică nu cred că descoperă de, de America prin asta, știi? Și tocmai de atâta femeie ajungeau. Sau, mai am exemple, câte femei au jertvit pentru ca bărbaților eu nu Acum nu pun accent pe victime, dar eu cunosc personal oameni care au jertvit doar pentru ca bărbaților să exceleze și să da. nu se simtă ei pe un nivel. Mm -hmm, Femeile mm -hmm. sau mai jos, mm -hmm. că apar alte probleme. Tu înțelegi? crezi că s a jertvit? Tu asta da, jertvire? eu am văzut, eu, eu cel puțin de cazuri pe care le cunosc, mm -hmm. eu pentru că am avut, de exemplu, în familie, am văzut extrem, deci, doi oameni talentați da. și ia, ja, deci să să își pune pe lacăt uh, talentul da. ei în da. a cânta și el am florit. <coughs> am florit cântând. Ca și acum? așa, iar ea cu copiii. Și acum, peste vreo 20 de ani, în sfârșit, talentul ei i-a și la a cânta mm -hmm. mult, oricum. Dar era... Dar trăiesc deși, împreună. Deci nu voia, nu. Nu? Asta am și ideea. Okay. Mm -hmm. În sfârșit, după ce o înțeles, dar, o înțeles omul, um, că mm -hmm. l-ai pus pe piedestal și tu ți-ai încuiat talentul. Asta e absolut um, benevol. Da? Uh -huh. Uh -huh. După care au fost mult, ce mai fost, dar benevol. Și mult, <coughs> multe femei benevol. Și să zic că, ei, dar las că eu, e ca ea să am grijă de copii sau, sau poate n-au copii, nu știu, dar eu mai mă dest așa că așa am învățat, uh -huh. am așteptat acasă, e că bărbatul meu, dacă să ajung, dacă el să ajungă pe noi, să ajungem, important el să ajungă să fie cam așa călcat și nu știu ce. Asta au fost. Asta e un stereotip. Eu asta nu zic că e rău, asta nu zic că e bine. Se pentru mine e super ok cu egalitate Și eu pe tine m nu te înțeapă <gântu -i> cum cu boxul, că și tu așa mm. de... Vezi că eu zâmbesc și așa pentru că eu eu înțeleg că sunt opinii diferite. Mm -hmm. Și eu înțeleg că nu există timpul din lume pentru dezbateri și eu sunt ok, eu chiar și cu prietenii mei eu le știu pozițiile, că sunt diferite și nu mai facem glumii sau putem să discutăm, dar în limite ca să nu se ajungă la ceartă și nu știu ce, pentru că eu oricum și eu am poziția mea da, înțeleg. Prin punct eu de înțeleg tema asta uite, tem, haide să facem și disclaimer sau o gata, nu contează disclaimer <laughs> asta nu înseamnă că noi susținem violența în familie și discriminarea și toate temele, noi dezbatem să facem disclaimer ca de uh, um, um, cum îi spune? E jurnaliști profesioniști. Eu <laughs> că eu ca ta urmă, de deci ce tu? Stai, că tu de hateri spui și are jurnaliști sau să fac știri. Să fac știri. Nu, nu tipic pentru femei. Nu, nu, dar nu cred. Ce-i tipic? Când nu cred. Te zic eu ca ta urmă, uit. Nu, eu ca... <laughs> Ca bau, <laughs> să <laughs> uh, Mă uit că la. A, că la. Ah, ca la aia, că Când da? vreau să spui, ceva de când nu mă, nu parcă. Nu că tu zici de jurnaliști, că, că jurnaliști, ah. iar băiști cu jurnaliști. Eu atât știu jurnaliști buni, cât și mai puțin buni, dar cumva, când mă uit mm. ceva și mă doare, știi cum. N-am cum să reacționez. De asta, așa, mă uit, zic, da, acum abțin. Cu părere de rău. Iarosit. Ia, nu, iarăși. Eu văd o tendință tare mare, vă la noi aici, în a lua excepții, mm -hmm. să ne ele, văpșe, tipă, în a face din ele, vă în a opera cu ele în argumente. Dar masa e alta. Acum, ai văzut discursul la VD despre ce înseamnă și jurnalist în Rusia? El a avut un discurs în fața studenților tare grătoi. Exact Dumne așa că consider că alărizi. și în Moldova. Mulți tineri se duc în universități, se aventurează că vor în comuni și normal și apă dau de salarii mici, mm -hmm. dau de instituții media cu interes ascunsă, mm -hmm. știi? E mm -hmm. ca și pur și simplu își pierd efectiv interesul de a fi... Știu, știu, înțeleg. Dar unde îți plătesc bine jurnaliștii? Acolo unde există interes, unde e business. Care, mm -hmm. și asta tot e așa, nu-i chiar... Unde? Tu ai văzut instituții media independente? Da. Care se Ok, dependentii de publicitatea pe care o publică. Și e și dacă greu sunt să sunt sincere, să zicem, să nu aibă apartenență la partide politice, e mersi, dacă cu publicitate. Altfel cum, din care sursă să străiești. Și prin urmare, eu de ce am vrut asta să spun? Că ajung la ideea că la noi tot, tot știu. Tăți, tăt, pot. Dar trăim așa de herova, deși. E ca deși la noi tăți. La noi dacă jurnaliști tăți să scurtâie. La noi dacă sunt negiști tăți să La noi tăți să scurtâie. Dar trăim. Noi, noi, noi ne furăm unul pe altul. Noi ne burfim unul pe altul. Noi ne chișăm unul la altul sub padiezduri, înțelegi sau nu? Și lume trăiești, Vadim. așa -i. E ca așa -i. Nu, hai să zic, da, înțeleg ce spui, dar mai depinde de cum vezi. Da, e reu, da, există Na, și bine. Da, eu tot acolo sunt, e ca mai la vale. da, <laughs> dar, dar încerc să văd și bine, știi, deci, nu este, numai, nu este numai negativ. Sunt mici progrese, dacă, dacă sunteți cu ok, și lasă-i să sunt cu poate din asta ei sunt mai motivat să lucreze, să, să facă treabă. Nu, nu că sunt cutie. Se vorbește că ea ca tipa sunt, dar de facto, de facto real, nu așa, e, e altfel, știi? Deși noi preferăm să discutăm despre ceva și e bine, mm -hmm. dar în realitate, pe ascuns, să facem și ei și nu e bine. Ea ca și asta cu recomandările, știi, cum care spuneam. Mm -hmm. Și vorbesc numai de bine, dar există și rău. Da. Dacă ați vorbesc numai de bine și ați recomand, ați zic că Așa așa, care așa zic, ei nu mă recomandări nu mă, nu mă publicitate. Asta înșep de rău, zic, ei, ea că nu-i place, ea că nici asta nu-i place, dar nu mă, te uiți și nu-i place nică, ea mm -hmm. e mare critic. Știi? Cum n-ai dau, oricum, n-ai să și, și, eu cu asta sunt foarte ok de o perioadă, pentru că, pf, come on, ce zic lumea, de -am... chiar ne-a învățat perioada asta pe toți nu a Mai puțin cei, ceilalți gen 40-50 plus, dar poate și mai sunt părinții mei, de exemplu, sunt oameni open minded, o trăit o leacă în Spania și mai văd variante cum e posibil, știi? Și un pic o deviat ei la ideea, de la ideea asta, că și-o spun lumea. Dar oricum există, oricum persistă undeva acolo în suflet, așa spun lumea. Și dacă e suficient mama să mă sune și eu deodată, ii, amic, tu știi și cum, și care e problema? Ieri mai departe și bucuri-te de viață și beți cafeluța în levântica din curte și la nu te mai gândi. Naringhe, sau? <gânghe> la ringi, sau? la la ei la Florești, mama mai uh -huh. acasă. La Florești, la ringi nu a ajuns? Mm, a, ajuns. -a, ajuns. -a ajuns. și apropo, când... acum s-a construit, dar da? era schițat încă în perioada când lucram eu acolo. Da, a fost o perioada perioadă armata mea. Din știi tu și armat, tu și ești femeie. Am vrut de mult să spun. Tată polițist, măi, tu, măi. Cristina, l citit pe Rih Maria. Eu nu e, știu e, cum tu, da pe mine ați mă pe pentru discuția asta. Nu, dar tu singur ți-o ți creezi. Da, și da, crezi că dacă vezi când interesant. le spui, apa, faci mai ușoară căderea, nu? Nu, no, eu, pur și simplu, caifuiesc la discuție. Da, asta. Dar eu văd, dar și... asta e tot. Și așa. Nu știu eu cum e armată, Hai da? să vorbim să nu un pic despre noua ta relație. Uh -uh. Ai mai vorbit? Nu vreau. Nu vrei? Nu, eu e... protejez așa ca, ca un... Eu am o întrebare Ceva. tare deschisă și numai una. Important tare. Nu, am, am de drept să nu răspund. <laughs> Gata, nu mai vrei să faci hype? Da, -am <laughs> relație. Eu n-am vrut. <laughs> eu trei ani n-am vrut să nu, dar n-am tot. Și <grijos> foarte gine am făcut. Bun, da. Hai altfel. Eu am <grijos> pregătit două topuri. Tu și știi la mine, este o rubrică care da. e quiz, da? Nu, hai, da, hai, te hai bagam, și... Dacă în scandal, te bagăm până... Da, așa. Rădi bogă, n -am, n -am, cum am spus, nopțile dorm bine și... Unica S și acolo, depinde, depinde cât te eu de domnișoara azi. <grijos> sunt momente când eu am dispoziție să, să vorbesc. Eu, apropo, pot să zic și cuvinte necenzurate și nu știu, și maturi, da, da. mama, mama nu mai aude de la mine și tot. Am Doamne, ai 30 de ani, înțeleg, dar totuși se te audă așa că vorbește. Dar eu special îmi mai bag câte un pizdeț, știi, și mama. Cristina, nu în prezența mea, zic. Da, în prezența ta, las-te, obișnuiești. Fata, a crescut. Au crescut, o crescut. Hai o întrebare care să rezumăm toate discuțiile despre scandaluri și restul. Să îți place și efect produs în nota 2 sau nu? Vreau ca produs și ca efect și ca discuții și ca subiecte, da. ca un feeling de asta. Da, sigur, da. Și dacă trebuie să să-l explic, trebuie. eu așa descoper oameni, uh -huh. că e super când nu invest numai oameni e super cunoscuți. Eu așa descoper. Pe bete eu am descoperit-o la tine. Uh -huh. Și chiar... Vezi? Cu totul de acord, am își ieftot de orice mai. Uh, și cu siguranță am mai fost, uh, doream porcescu, chiar acum vorbeam înainte da. să, să vin. Uh, da, sigur, uh, oricum eram să vizionez, pentru că eu vizionez toate podcasturile, dar uh, n avem cum să mă uit fund bombat și eu mă ducem spre sală și zic, Da, să vedem dacă fac tot corect. Multe chestii pe care le cunoșteam, multe chestii care nu mm. și mi-au plăcut tare româna lui uh, schimbună se așa că el, el vorbește rusa și chiar l-am admirat cum vorbea română, tare îmi plăcea. Cer. Da. Eu credeam că anume asta a să aducă mult hate, oh. dar uh, da, așteptările mele au fost să zic, pe mai ca să mănânc de un hate mm -hmm. că am făcut un vorbitor de rusă zgrească română și el grăie. Așa, și să înțelegeți și, înțelege, și, înțeleg, și înțeleg. Nu, nu, și eu credeam că o să eu hate mă că de la fapt că oamenii nu se înțeleagă și spune el, știi? Acum. și că la mine, dar pe de altă parte, pe urmă, e că asta un, un caz foarte clar că eu am avut anumite așteptări de la podcast, dar s-au produs invers. Totul. Da, da. Așa. Așa că uh, oameni, Oamenii pe care ulterior îi no, urmărești mai departe și teme de discuții și dezbaterile voastre eu, unde este și Cristina uh, mi i tare îmi plac. Eu, eu dacă gătesc acolo nu știu și salată și pot să zic da, da, da să-i <laughs> cu, cu, cu mine și cu iPad-ul acolo. Pentru că eu sunt cum de acord cu cineva sau mm. invers sau pot să mă așez. Zic, Nu m-am gândit, de exemplu, să abordez astfel subiectul. Adică e, e bun. Ceea, e ca cu și cum aș fi cu niște prieteni într-o bucătărie, știi? Recual. Minum. Așa că da, da, sigur. A Ai înregistrat like cu tot feedback? -o? <laughs> <laughs> hai să alegem, uh, 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 facem un quiz pe subiectul uh, top instativ. Și ți dau două nume și tu alegi unul. Care îți place? Ah, da. Nu <laughs> știu. Tot timpul îmi place să urmăresc asta, nu știu cum eu așa răspunde, da, hai. Hai, uh, așa. Tani Vander sau Valeria Lungu? Valeria Lungu. Valeria Lungă sau Fotaki? Fotaki. Fotaki sau Cristina Ghiceanu? Cristina Ghiceanu. Aici eu... Nu cunoaștem, tot ok, așa că nu, nu pot. Cristina Ghiceanu sau Cristina Ih? Cristina... Depinde <gript> de, așa de multe categorii, dar Cristina Ih, hai să vedem și de departe. Hai. Cristina Ih <gript> <Cristina I. gript> sau Marinela Bizer? Uh, Cristina Ih. Uh, Cristina X sau Nicoleta Bizer? Ей старый дорогой, что дольше фет лезть, ее а тот ли нас персонал, нам не внутри, да, Кристина их нормал. Кристина их сал Михаила Бердага. Ну, mm, Кристина их. Я кристина их сал Диана Балерина. Эй, Кристина их. Кристина их сал Вита Станислав. <laughs> Вита, я рождена, Вита, <laughs> ты лишь сию, дай тем плак, дай Кристина их. Cristina X sau Laura Jdanov? Deși Cristina X tare să contrazice în multe cazuri, dar mă rog, sigur Cristina X mai departe. Cristina X sau Laura Jdanov? Mai, da, Cristina X. Cristina X sau Cristina Onofrei? <laughs> Cristina Onofrei. Minunat. Cristina X sau Vlada Boțan? tu mai ai, tu, deci tu ai luat Cristina Ih, da. moldoveanca noastră, care e românie și da. are succes și e și maladeat și e judică din da. și tu uh, dai toate fetele care sunt actuale în Moldova și stăte un fel de... Uh, no, da. lucră, plus, minus, la, nivel, nu vreau să le supăr. Și stăte da. faine, dar oricum Cristina Ieh Isus. e, sus, e România, încolo. De la următoare. Se în filme și restul. Cristina Ieh Cristina X sau Nicol Trifan? Ieh Cristina Ieh sau Nicolina Bucatar? <laughs> Super. Vezi că e descurcat. Dar nu îmi place fata asta, dar nu că nu, nu o ador. Și cu multe nu de acord, de exemplu. Uh -huh, dar uh -huh. asta e opinia mea. Ei, deci, suntem nebuni să, uh -huh. să fim 100% în match? It's ok. Dacă dar cu ce place? Băi, când o răzghește, o faci, o răspu deci, răspunde așa cum multe, poate să o gândiți, o facă, dar nu o faci. Dar e pe, pe șleau totul. Și place okay. gândești, îmi place cum mă gândești, îmi place cum abordează, îmi place că, poate, nu de tot, dar are multe momente trușnăsti, știi. Uh -huh, uh -huh. Mă rog, ce se întâmplă în spatele camerei, că se aud chestii și să mai scriu cancanuri, asta e treaba lor, să mai scriți despre mine cancanuri, mai eu știu, ce și, și, și cum au fost, știi. Asta așa că dăm -o. mereu o doză de asta de încredere că omul, băi, uh -huh. e așa cum e. Da. Să ți mai fac și un top de bărbați sexy? Ia, davai. Da? <laughs> <laughs> hai că uh, mai Așa, o să eu... Stai, stai, stai să fac ceva. Să Ce schimb... să cu... pe Tinder, să... Sp... Nu, nu, <laughs> nu, faci profil pe Tinder, <laughs> Nu, 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 schimb cu locul un nume, că pe urma să explic deși. Deci, Deci, uh -huh. top bărbați sexy, da? Ionel uh, uh, Strati sau Joachim Davis? Dar tu ai început Eu ne-am listrat, eu, eu am și opțum, eu am redactat interviurile în perioada 2012. E frumoasă. Eu ne-am sau Pașa Parfeni? Eu ne-am listrat. Eu ne-am sau Marco Balerini? Da, nu știu, Marco Balerini. Ok. Marco Balerini sau Denis Roabeș? Denis, Denis, da. Denis Rabeș sau Gabi Nebună? Denis. Денис, работаешь или Эмилиан Крецо? Денис. Денис, работаешь или Сатоши? Каш, музыка. Денис, Денис. Окей. да. Денис, Рабиш или Нико Церна? Нико рок. Денис. Денис, или. Роман. Бурлак? Роман. Denis Rabeș sau Roman Burlaca? Neam Gabriela, neam Neam <laughs> așa. Hai, Denis sau Roman, Denis sau Roman. nu știu, e ca... dacă sincer... A, pe top, sexy, sexy, și, tinii. pentru mai... tine, da, da se Tu Be, pe tine, da, Dar romanul ultima vreme și a, -a făcut de, de familist, așa, la locul lui, um, cămâșuț, așa, știi? Ți-ai brutalul care avea poză? Mafia, Mafia, da, da, da. da. A <laughs> ca roman să uh, hai, roman, hai. Ok. Roman Burlaca sau Pavel Stratan? Roman. Îmi place mai tinerii. <laughs> Doamne, nu un fel de supărare. Asta Gabriele trebuie să trimis. <laughs> ei, da, eu cu Gabriela m-am scris chiar recent. Eu i ador pe ei n au să Roman Burlaca sau Andreea Norsu? Roman burlaca. Roman burlaca sau Cătălin lungu? Roman. Roman burlaca sau Cătălin josan? Cătălin josan. Da, eu pe mulți îi știu. Cătălin. Ha, Cătălin. Cătălin josan sau Dorin Galden? Cătălin. Super. <laughs> Cum consideri tu, asta, hai să, ultima întrebare da. și să încheiem aici. Ce uh, contează cel mai mult la un bărbat? Și faci un bărbat să fii bărbat. Fără misoginism, fără tot ce ne discutăm. Ea ca din punctul tău de vedere ce înseamnă pentru tine bărbat? Crotoi adevărat. Eu doar din experiență personală pot să zic și doar ceea ce pot defini la moment. Mm -hmm. Pentru că ele, chestiile este așa de tare să schimbă în timp. Uh, bărbatul care spate poate numi cu adevărat bărbat și poate fi văzut în ochii unei femei ca un bărbat adevărat, este cel care inspiră încredere, siguranță, că mulți spun că femeile trebuie să fie cumva mai tainice. Nu, și în bărbat trebuie să fie o, o, o senzație de asta că Ii, mă dincă el, mă dincă mă, mă invite, nu știu unde să mă duc știi chestia asta de spontanietate uh -huh. și un pic de taină uh -huh, uh -huh. și bărbatul cu siguranță este ceea ce spune și ce face mulți spun că ce, spu ce face dar și ce spune ce scoate un bărbat pe gură la, ca și orice care o om, dar e important ca să coincidă cu realitatea Mm. am yes. uitat de rubrica asta. Da, de la sponsorul nostru. Robust, băutură, poftim, să-i patru. Super, mulțumesc. Chiar, uh, chiar să iei cu tine. Facem. Și <laughs> mulțumesc mult pentru mm. conversația asta Uh, cum să descriu, nu știu, ni, ca plăcerea ne-a dus E Asta temele la care eu mă pricep să discut. <gângul> 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 dar tot tu le dictez, apropo, <gângul> să-ți spun așa. Da? Dar și mie mi-a făcut plăcere și... Uh, tu ai început, tu na. Ai început. Sper că, na, am deranjat, dacă am deranjat, înseamnă că oamenii trebuie să gândească, dacă pe dânși tare eu deranjat ce au auzit aici, înseamnă că trebuie să gândească, dar de ce pe dânși asta tare eu deranjat și gândilele. Da. Uh, că sunt feministe. <laughs> a termina cu violență în <laughs> familie. <moș. laughs> da. Fiecare cu triggerul lui. Și da. tu tot. Da, 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 de acord. <laughs> undeva mai jucat, undeva mai real, dar fiecare cu slăbiciunile lui și cu uh -huh. punctele forte. Mulțumesc da. mult. Mi-a dus te. plăcere. Să nu scrii în 5 zile că să șterg podcastul bun. Nu, da, n-am niciodată. <laughs> Nici nu văd editați sau ceva. N-am, chestii de asta. Eu las o așa. Am plecat în câmpuri drept, să mă întâlnesc cu tot ce